Nu am cafea, că sunt tot în periplu în țară. Iar am ajuns în țara Lăpușului, în diasporă, cum ziceți unii, la Podină Resort. Podină. Podina Resort. Am, am, Podina, Podina Resort. Uitați-vă să vă spun că dacă ajungeți în centrul stațiunii Sovata, să nu evitați o căruță cu cărți. Da, am zis bine. Un anticariada sub formă de căruță, de unde vă puteți cumpăra cărți. Toate cărțile la prețul de 5 lei. Vă dați seama dacă am găsit și memoriile doamnei de Sevinie, după care și-a făcut stilul Emil Cioran, cu 5 lei, merită. Vorba lui Hagi, pune mâna pe o carte, că și cartea a făcut bine la ceva. Dacă când te gândești că numai 6% dintre elevii patriei înțeleg ceea ce citesc și știu să citească în sens favorabil, te crucești, chiar dacă nu ești creștin. Restul de 94% sunt pe diverse forme de internet. E bun și el, e bun și internetul, dar mai trebuie să și citim, să ne focalizăm ochii. Pe unde sunteți? Pe la mare, pe la frumos, nu? Vitamina D naturală, un pic de soare, nu strică, merită. Cafeaua, v-am spus, o donați pe buymeacoffee.com slash odonați o donați din septembrie încolo. Acum suntem în vacanță. În vacanță e și Nicoleta Luciu. Nicoleta Luciu, de când s-a mutat în Miercurea Ciuc la soțul său, Jol Cerge, în afară de mici, în afară de guiași, în afară de tâltă caposta și câtășcolași, a mai găsit un hobby. Operațiile estetice. Spun specialiștii că atâtea operații estetice și-o făcut mama natură Nicoleta Luciu, încât arată ca mama Antoniei. Deci Nicoleta Luciu și-a făcut operație și -a arată ca mama Antoniei. Pe la câte operații și-a făcut Loredana Groza? Asta arată ca mama noastră, mama tuturor. Ma, ea, s-a iubit cu burebista, știi? <gătări> <gătări> Trebuia să băgăm și râsul lui Vlad. Chiar nu știu ce aveți cu... Cu burebista și era amantul lui Decebal. Lui Deceneu. ce Pe el l-a făcut pe Decebal. <gătări> Acolo. -i. Nu știu ce aveți cu râsul lui Vlad, că E un râs tonic, un râs elegant, un râs emergent, emergent, o știu, e 6%, o știu. Știu, au proprietatea termenilor. Da. Merge. Cât avem? Două minute? E două minute. Am vorbit două minute. Soția ar zice că e un record. 19 august, concediu, vineri. Să aveți un weekend plăcut, un weekend cu de toate să vă simțiți bine, să vă relaxați, să vă încărcați bateriile, ca pe foamea vine din septembrie.